Chimologue, donc, ça répond bien à ce que dit le gouvernement de Saint, tout au long de la chasse de France. Apocalypse, chapitre 3, un petit point de verset au chat. Apocalypse, chapitre 3, un petit point de verset au chat. Îngerul Bisericii din Filadelfia scrie: Iată ce zice cel Sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din tot ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu lume. Și vă rog și versetul 20 din același capitol. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Amin. Amin. Vă rog frumos să ocupați locul. Din toată inima de harul pe care Dumnezeu l-a dat tuturor dintre noi să fim în casa Lui. Mă bucur că Dumnezeu ne-a pus pe inimă să alegem să venim în casa Lui, slăvit să fim. Mă bucur că Dumnezeu ne-a pus pe inimă să căutăm fața Lui câtă vreme încă se poate găsi. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dragii mei, frate și surori, mulțumesc din toată inima acelora care se roagă pentru cei care vin înaintea bisericii și vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Vin înaintea bisericii și vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că nu e ușor. Nu e ușor să te ridici înainte unei biserici, înainte unei mulțimi și să proclam cuvântul lui Dumnezeu gândindu-te că Dumnezeu te cheamă să fii o unealtă în mâna Lui. Nu vreau să scuz pe nimeni, dar vreau să vă fac conștienți pe fiecare dintre dumneavoastră că fără de rugăciunile dumneavoastră nu ar putea sta nimeni în picioare. Doar Dumnezeu este acela care ne ține pe fiecare dintre noi. Atunci când mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru frați, pentru frații care fac o slujbă în casa lui Dumnezeu prin cuvânt sau prin îndemn, fraților, e important să-i aduceți înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i însuțească. Vedeți, de atâtea ori spunem, Dumnezeu ne-a pus pe inimă, Dumnezeu m-a călăuzit, Dumnezeu mi-a deschis, mi-a dat lumină din cuvântul acesta să vorbesc. Și ne rugăm și mă rog Domnului, așa să fie. Mi-aduc aminte de unul dintre profesori de la școală care spunea, atunci când te ridici, caută să captezi atenție. Eu mă rog în această după masă ca Duhul lui Dumnezeu să ne capteze atenție. Ca cuvântul Său să ne capteze atenție. Dați-mi voie să fac o mică introducere, apoi vom intra în cuvântul de învățătură din această după masă. Această mică introducere s-a născut din câteva întrebări pe care le-am primit cu privire la cuvânt și aș vrea să dau răspuns pentru că răspunsurile acestea sunt necesare pentru întreaga biserică.
Și una dintre întrebări era așa, de ce frații predică diferit? De ce unii frați aleg un text și vorbesc din textul acela verset cu verset, încearcă să le explice, verset cu verset, iar alți frați aleg poate o temă sau un personaj și vorbesc despre el sau despre așa temă. Cum să răspundem la altă acestea? Dumnezeu ne călăuzește pe fiecare într-un mod diferit. E adevărat că sunt persoane cărora le place să audă atunci când cineva predică, să audă învățătura aceasta verset cu verset, adică să fratele care este în față să explice verset cu verset ceea ce a avut Dumnezeu să spună. Dar să știți că sunt și alți frați care Dumnezeu îi călăuzește să vorbească despre o persoană din Biblie. Și în cuvântul lui Dumnezeu caută și această persoană să arate caracterul ei, felul ei de viață. Ca și exemplu pentru noi. Alții aleg o temă sau un cuvânt din Scriptură și prin cuvântul acesta încearcă să arate că ceea ce Dumnezeu a vrut să spună și ceea ce Dumnezeu a vrut să ne învețe prin ceea ce a spus. Deci pe toți, spune persoana aceasta, oare Dumnezeu îi călăuzește pe toți? Dumnezeu îi călăuzește pe toți. Dar într-un mod diferit. Acum, nu toți frații predică la fel. La unii din biserică, unii frații sau unele surori, îi plac de frații care vorbesc așa și încearcă să explice versetul verset, alții în alte privințe. Dar vreau să vă spun, frații și surori, răspicat. Noi, frații predicatori, Dumnezeu nu ne-a chemat să facem concurență. Care predică mai bine, care știe să explice mai bine. Dumnezeu nu ne-a chemat la lucrul acesta. Dumnezeu ne-a chemat să vestim cuvântul Său. Dumnezeu ne-a chemat să fim unerte în mâna Lui. Dumnezeu ne-a chemat să ne curățim întotdeauna ca Dumnezeu să ne poată folosi. Ce folos ar avea Biserica lui Hristos dacă noi am împărtășit de la noi? Dacă noi am împărtășit din experiențele noastre cu Dumnezeu și n-am avea nicio trăire personală cu Dumnezeu? Vedeți, auzim atâtea povești și atâtea lucruri care s-au întâmplat de mult. Dar pe tinerii noștri, pe copiii noștri, interesează ce se întâmplă azi. Și copiii noștri caută și ne roagă să le arătăm lucrările pe care le face Dumnezeu azi. Da, tată, știu că înainte oamenii erau mai credincioși și trăiau așa și aveau experiențe cu Dumnezeu. Dar care sunt experiențele cu Dumnezeu azi? Asta ne întreabă copiii noștri. Frații mei, încă o dată vreau să mulțumesc acelora care mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru aceia care slujesc din cuvânt. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze. Și să vă răsplătească și să vă dea îndurare și să vă asculte rugăciunile. Amin. În această seară, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre un lucru atât de nebăgat în seamă în noi, dar atât de important înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc despre uși. Și aș vrea să, și mă rog Domnului ca să ne vorbească Dumnezeu pe lucrul acesta. Vedeți, Dumnezeu spunea în ceea ce am citit, iată ce zice Cel Sfânt. Mai departe spune, Cel ce deschide și nimeni nu va închide. Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Spune mai departe versetul 8, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Frații mei, am intitulat cuvântul acesta, suntem noi conștienți de ușile deschise sau închise?
care sunt înaintea noastră. Suntem noi conștienți de ușile pe care Dumnezeu le deschide în viața noastră să le închidem? Suntem noi conștienți? Haideți împreună să analizăm cuvântul acesta și Duhul lui Dumnezeu să se atingă de inimile noastre. Vedeți, pe parcursul istoriei, pe parcursul pământului acesta, Dumnezeu a deschis și a închis uși. Vreau să fiți conștienți că și noi oamenii avem capacitatea să deschidem uși, dar o să ajungem acolo mai târziu. Dumnezeu, pe parcursul istoriei, a deschis uși, dar a și închis uși. Și vom avea exemple din Scriptură. Și exemplele acestea, mă rog să le motiveze, că atunci când vom sta înaintea unei uși deschise, fie deschise, fie închise, să rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze ce să facem. Primul exemplu, prima ușă. Acum, nu o să încerc să le zic pe toate, pentru că e foarte mult, dar câteva exemple din Scriptură. Prima ușă despre care vreau să vorbesc este ușa Arcăi, da? Cunoaștem fiecare dintre noi că Dumnezeu i-a poruncit lui Noe să construiască o arcă ca să se salveze pe el și pe familia lui. O ușă, Dumnezeu a deschis o ușă de scăpare pentru familia lui, dar și pentru toți aceia care vreau și credeau în propătuirea lui Noe. Dar n-a crezut nimic. Cuvântul lui Dumnezeu spune acolo că Dumnezeu i-a poruncit lui Noe să facă ușa aceasta. Dar ce este interesant? Cuvântul lui Dumnezeu spune acolo că Dumnezeu, la timpul hotărât de el, a închis ușa. Dumnezeu a închis ușa. Dumnezeu i-a poruncit lui Noe să facă această ușă, ca prin această ușă să intre oameni, să fie scăpați. Dar n-a ales niciunul dintre ei, cu excepție familia lui Noe, să intre prin această ușă și să fie scăpați. Mai târziu, la timpul hotărât de Dumnezeu, așa cum am spus, Dumnezeu a închis ușa și mâine n-a mai putut să intre. Gândiți-vă, frații mei și surorile mele, că atunci când a început ploaia, pe care oamenii nu cunoscuseră atunci, pentru că nu ploase încă atunci pe pământ, oamenii și-au dat seama că ceea ce Noe spunea este adevărat. Dar cine a mai putut să intre? Cine a mai putut să intre prin ușa aceea de scăpare pe care Dumnezeu a închis-o nimeni? Oricât au strigat oamenii la noi să le deschidă ușa, n-au mai putut. Ne stă înainte ușa aceasta mântuirii, frații mei și surorile mele, și dragi prieteni, pentru aceia care încă n-au intrat prin această ușă a mântuirii. O ușă care este încă deschisă. O ușă care încă primește pe oameni să intre pe ea. O ușă care așteaptă pe oameni care să pășească pe ea și să fie mântuiți. Dar cu tristețe și cu tot adevărul vă spun că această ușă într-o zi se va închide. Și oamenii, oricât s-au rugat și au strigat la Dumnezeu, va fi prea târziu. Pentru că astăzi Dumnezeu ne dă harul acesta să intrăm prin această ușă de har, această ușă de mântuire. Frații mei, uneori Dumnezeu ne deschide uși aproape de casele noastre. Dumnezeu ne deschide uși de slujire și noi câteodată avem ochii așa de închiși și nu vedem lucrările pe care Dumnezeu le deschide. Tot din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a pus pe Lazar, pe omul acela plin de bube, la ușa omului acelui sărac.
i-a deschis o ușă de slujire și el n-a fost, n-a băgat de seamă. El n-a fost conștient că Dumnezeu a pus sufletul acela acolo, lângă casa lui, la poarta lui, ca să-i slujească. Câți dintre noi Dumnezeu ne-a făcut conștiința, ne-a luminat sau ne-a arătat uși de slujire aproape de casele noastre, aproape de familiile noastre sau poate și mai departe. Și noi am refuzat aceste uși. Dumnezeu le-a deschis, dar noi le-am închis. Așa cum a făcut și bogatul acela. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 16, că i s-a deschis o ușă. O ușă de cuvânt. Cine a deschis-o, frate și soră? Dumnezeu. Dumnezeu este acela care deschide uși ca să-i slujim. Dumnezeu este acela care deschide uși ca să-i slujim voii Lui și împărăției Lui. Atunci când Ioan, când Domnul Iisus Hristos a auzit că Ioan a fost închis, a venit și a început să promovească și el și să spună: pocăiți-vă că sunt împărăția cerului este aproape. Dar să ne încheamă și pe noi Dumnezeu să vedem oportunitățile și ușile deschise pe care Dumnezeu ni le descoperă ca să-i slujim lui. Ca să-i slujim lui Dumnezeu. Dacă citiți cu atenție în Faptele Apostolilor. De atâtea ori am trecut cu vederea, dar este așa de important. Spune acolo în Faptele Apostolilor, capitolul 16, cu versetul 7. Oamenii aceștia erau gata să treacă, să vestească Evanghelia, dar acolo spune cuvântul Duhului Iisus nu le-a dat voie. Adică Dumnezeu a închis ușa aceea. Noi ar trebui să fim conștienți în viață atunci când umblăm împreună cu Dumnezeu. Că Dumnezeu în anumite momente ale vieții va deschide uși și va închide uși pe calea pe care umblăm împreună cu El. Noi ar trebui să fim conștienți că atunci când Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu ne deschide uși să-i slujim Lui sau să ne scape dintr-un necaz, sau să ne scape dintr-o problemă. Dumnezeu vrea să pășim prin aceste uși. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta pe toți. Mai decolo, frați și surori, așa cum am spus mai înainte, și noi oamenii avem capacitatea să deschidem uși. Și aș vrea să vă dau exemple, tot din Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, cine a deschis ușa morții? Cine a deschis ușa morții, fraților? Omul. Da? A mai avut el, prin păcat, da, a mai avut el puterea să o închidă? N-a mai avut putere. Doar Dumnezeu a fost acela care a primit moartea prin Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Vedeți? Noi avem puterea aceasta și capacitatea să deschidem uși. Puteți să citiți și în Ezechiel, de exemplu, în capitolul 8, cu versetul 8, spune acolo, Dumnezeu arată lui Ezechiel, oamenii aceia mari, care aveau deschise uși ale plăcerii păcatului, în întuneric. Oameni care erau considerați mari înaintea oamenilor, dar aveau uși deschise spre păcat. Și oamenii aceia trăiau în păcat în întuneric și găseau plăcere în lucrurile acelea. Vedeți, noi, ca și oameni, întoarși la Dumnezeu, putem să deschidem ușa spre păcate și nimeni dintre noi să nu știe, doar persoana care este în această situație. Deschidem uși spre păcate și acolo ne complace în lucrurile acelea, dar Dumnezeu știe. Și apoi ne rugăm și ne rugăm și ne rugăm ca Dumnezeu să închidă ușa. Dar cine a deschis-o pe acest lucru? Un alt exemplu din Scriptură. Lazar, prietenul Domnului Iisus Hristos.
a murit. Și oamenii l-au închis într-un mormânt. Și cum spune acolo Biblia că au prăvălit o piatră la ușa mormântului. Cine a făcut lucrurile acestea? Oamenii. Mai târziu, Domnul Iisus Hristos a deschis ușa aceea. Oamenii au închis-o. Și Domnul Iisus Hristos l-a înviat pe Lazar. Uneori în viață noi închidem sau deschidem uși și Dumnezeu face contrariu. Pentru că am greșit. Sau pentru că, cum spune aici în exemplul acesta, omul acesta era să arate prin lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos, că Domnul Iisus Hristos este învierea și viața. Slăvit să fie în Dumnezeu. Biblia mai vorbește despre o să trecem fugitiv pentru că la sfârșit mai vrem să facem o lucrare. Le vorbește, de exemplu, despre ușa buzilor. Vorbește despre ușa primirii de oaspeți în Iov. Vorbește despre ușa odăiței noastre și așa mai departe. Sunt exemple în Scriptură și Dumnezeu ne vorbește prin aceste uși. Care este rolul unei uși, frate? Care este rolul unui uși? Ce face el? Lasă să intre sau să iasă? Da? Domnul Iisus Hristos în versetul 20 spunea și aș vrea să recitesc: iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Deci inima noastră are ușă. Da? Fie îl lăsăm pe Dumnezeu să intre în ea, fie nu. Domnul Iisus Hristos bate la această ușă. Dumnezeu i-a dat capacitatea aceasta omului să aleagă. Fie să deschidă ușa, să primească pe Domnul Iisus Hristos, fie nu. În Biserica lui Dumnezeu sunt atâția tineri și atâtea suflete care vin, ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, aud și sunt conștienți de cercetarea Duhului Sfânt și aud această bătaie înceapă la inima lor, la ușa inimii lor și nu deschid ușa. Lasă să treacă timpul. Lasă să treacă timpul, dar vă spun din nou, frate și soră și dragi prieteni, Va veni o zi când ușa aceasta va fi închisă și va fi prea târziu. Va fi prea târziu. Degeaba vom striga. Degeaba ne vom spunge poate părul din cap de durere. Va fi prea târziu. Ușa aceasta este astăzi. Domnul Iisus Hristos încă bate la ea. Domnul Iisus Hristos încă bate la ea. Mă întrebam înaintea lui Dumnezeu: Doamne, când era mai tânăr, auzisem o predică despre uși și fratele acesta care predica vorbea despre uși închise, uși deschise și el spunea că mai este o ușă. Și eu tare mult m-am gândit la ușa, ce ușă mai este? Doar închisă și deschisă, altfel n-ar avea cum să mai fie. Dar fratele acesta spunea, mai este un fel de ușă, o ușă cu piciorul la ușă. Nu știu dacă ați auzit de ea. O ușă în care omul a luat deja o tărâre. Cu toate că Dumnezeu vorbește, o să vă dau și exemplul din Scriptură, cu toate că Dumnezeu vorbește că nu-i bine ceea ce vrea să facă, omul deja a luat hotărârea și aia vrea să facă. Ați auzit de ușa aceasta? Poate nu știați. O ușă în care ea vrea să fie închisă, dar omul ține piciorul la ușă. Și exemplul din Scriptură se găsește în Ieremia, capitolul 42. Nu avem timp să citim. Dar acolo oamenii aceia s-au dus la Ieremia să-l întrebe dacă este voia lui Dumnezeu să se ducă în Egipt. Da?
Și Ieremia, după, spune acolo, după 10 zile, Dumnezeu l-a înștiințat și i-a spus: oamenii aceștia au venit la tine și oamenii aceștia au vorbit frumos, foarte frumos. Oricine ar zice Dumnezeu, noi suntem gata să-L ascultăm. Dar ei aveau deja o tărere luată, să meargă în Egipt. L-au întrebat pe Dumnezeu de politețe. Frați și surori, și Dumnezeu i-a spus lui Ieremia, cu toate că oamenii aceștia m-au întrebat și eu știu ce hotărâre au luat. Eu le voi răspunde, cu toate că ei, decizia lor este luată și ei vor merge în Egipt. Cu toate că eu le voi spune că nu este voia mea. Ei se vor duce în Egipt. De câte ori, frați și surori, ajungem la răscrucile drumului și le întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, la dreapta sau la stânga? Te rog, ne rugăm noi înaintea unui examen sau înaintea unui loc de muncă. Dacă este voia ta, deschide-mi doar o ușă. Dacă nu este voia ta, te rog, închide-mi ușa. Dar să știți, frați și surori, că atunci când umblăm cu Dumnezeu, Dumnezeu ne călăuzește. Și atunci când Dumnezeu ne călăuzește, n-avem cum să greșim. Nu luați și să nu luăm hotărâri înainte să-L întrebăm pe Dumnezeu. Și apoi să veniți să ne întrebăm pe Dumnezeu cu hotărârea luată deja în inimă. La ce folos? Ce folos? Să mai întrebăm pe Dumnezeu dacă noi deja am hotărât ce vrem. Te duci la un loc de muncă, ai dat interviu, s-a spus că ești acceptat și apoi te rogi și spui, Doamne, dacă este voia ta, na, deschide tu uși. Păi te-ai rugat prea târziu. După ce firma sau angajatorul deja ți-a spus că te-a acceptat, roagă-te înainte să mergi. Frații mei și surorile mele, mai sunt exemple cuvântului Dumnezeu. De exemplu, Biblia învață și spune cui Dumnezeu e altă cale pe care să meargă. Și în Psalmul 25, versetul 12, spune Dumnezeu arată calea aceluia care se teme de El. Mai sunt exemple în Proverbe, capitolul 14, 16, Faptele Apostolilor, capitolul 15. Dar aș vrea să aduc o concluzie în această seară și mă rog Domnului ca să rămânem cu El. Pentru aceia care n-au încheiat un legământ cu Dumnezeu, vă rog să vă gândiți bine câtă vreme ușa aceasta este deschisă a Harului, a mântuirii Domnului Iisus Hristos. Și să vă grăbiți să încheiați legământ cu Dumnezeu, căci Domnul Iisus Hristos vă așteaptă. Pentru aceia care am făcut legământ cu Dumnezeu, să avem grijă ce uși deschidem. O să vă citesc un verset din Vechiul Testament cu privire la lucrul acesta. Frații mei, putem să deschidem uși înspre păcat sau înspre rău, care să ne depărteze departe de Dumnezeu. Să ne trezim într-o zi fără Duhul Sfânt. Și noi să trăim în amăgire. Dumnezeu este acela care vrea să rămânem pe cărare împreună cu El. Și ușile pe care Dumnezeu le deschide, pe care Dumnezeu le deschide ca să intrăm în El, Dumnezeu să ne ajute să intrăm în El. Și atunci când Dumnezeu ne va închide ușile înaintea noastră, să nu încercăm să le deschidem. Geneza, capitolul 4, versetul 7. Îi spunea Dumnezeu lui Cain: măi, așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Unde pândește păcatul? La ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Avem capacitatea să deschidem ușile acestea. Dar Dumnezeu să ne ajute să nu le deschidem. Dumnezeu să ne dea putere să le diluim. Vedeți, Dumnezeu ne-a scos de sub puterea păcatului pe mulți dintre noi. Dar încă suntem sub influența lui.
Dumnezeu să ne ajute să nu deschidem aceste uși care ne-ar depărta de Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă conștienți pe fiecare dintre noi că ușile pe care Dumnezeu le deschide, le deschide ca să slujim Lui. Ușile pe care Dumnezeu ni le pune înaintea noastră ca să intrăm prin ele și pentru slavă Lui. Frații mei și surorile mele, mă rog Domnului ca așa cum Dumnezeu mărturisea că este acela care deschide uși, care închide uși, să ne ajute și pe noi în fiecare zi să avem ochii deschiși ca să fim împreună lucrători cu Dumnezeu nostru. Amin. Amin. Așa cum spunea fratele Emilian, îmi place și mie acest verset din Cartea Apocalipsei. Duhul îi vorbește bisericii din Laodicea și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ferice de cei ce deschid această ușă Domnului. Cei doi ucenici în drum spre Emaus au avut politeția și dorința să deschidă ușa. Și Domnul Iisus a intrat la ei, a cinat cu ei și lor li s-a deschis ochii. Domnul să ne binecuvinteze pe toți să deschidem această ușă a inimii. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și invit pe fratele Iosif, pe păstorul bisericii aici în față, invit familia fratelui Valer să aducă băiețelul aici, ca fratele Iosif se va ruga și va face ungerea ungerei.